Bună ziua, doamnelor, domnilor! Bine v-am regăsit la Publica Report. Grevă de dimineață a șoferilor de maxi-taxi l-a determinat pe primarul capitalei să rupă contractele cu ei. Prin urmare, microbuzele care nu au transportat astăzi pasageri vor avea interdicție să mai iasă pe rute. Anunțul primarului Ion Ceban este susținut de prim-ministrul Ion Chicu, potrivit căruia maxi-taxiurile trebuie să dispară și să fie procurate mai multe autobuze și trolebuze noi pentru Chișinău. La rândul lor, transportatorii protestatari sunt revoltați și declară război primăriei nu doar pentru că a respins dublarea tarifelor, ci și pentru rezilierea contractelor și decizia de a interzice microbuzele de rută. Cei mai deranjați de lipsa transportului astăzi au fost locuitorii capitalei. Aglomerația din stații și într-o trolebuze a provocat isterie în rândul oamenilor. Mulți au ajuns cu greu la serviciu, la fel și copiii au întârziat la școli și licee. Ca urmare a acestei situații, primarul nu exclude schimbări în orar, astfel încât lecțiile să înceapă mai târziu. De asemenea, regimul de lucru al angajaților s-ar putea modifica începând cu săptămâna viitoare. Dezbatem problema cu invitații mei în studio, domnul Oleg Alexa, președintele Consiliului Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto. Bună ziua, bine ați venit la noi. Și economistul, doctor în economie, Constantin Peresteanu. Bună ziua, bine ați venit și dumneavoastră. Bună ziua. Dintre 700 în total de microbuze, 500 au ieșit astăzi în grevă. Haideți să urmărim care a fost situația, inclusiv cum s-au arătat oamenii, care a fost atitudinea lor și care a fost decizia primarului. Vedem reportajul. Săptămâna a început cu nervi pentru locuitorii capitalei. Unii oameni au așteptat în zadar în stații transportul pentru a ajunge la destinație. Așa cum au anunțat vinerea trecută, administratorii mai multor rute de microbuz și-au sistat activitatea în semn de protest până la ora 10. Șoferii maxi-taxiurilor sunt nemulțumiți că autoritățile locale nu le susțin solicitarea privind majorarea tarifului pentru călătorii de la 3 la 6 lei. Microbuzele de pe 24 de rute nu au ieșit la linie, astfel pe multe străzi din capitală a fost haos. Din câte am putut observa la această stație de pe strada Nicolae Testemițeanu, trece cam din jumătate în jumătate de oră câte un autobuz, iar oamenii se înghesuie să urce în el pentru a nu întârzia la muncă. 125, dar acum nu mai este. Nu mai este. Și sunteți nevoit cu ce să mergeți încolo? Cred că să mă urc în deal și să sun în alt trolebuz. Alte înșiri nu este. Dar nu întârziați la muncă? O să întârziem când avem. Cred că să luăm taxi, cred că altă ieșire nouă. Eu cred că s-o corecta și ori veni, noi pierdem timp aici. Din minut în minut tot sperăm să vină. Lasă-mă jureță, dar să fie condiții, să fie numai pe scaune, stai prea scump. Ce microbuz așteptați? 190 care merge la gara de sud. Eu sunt venit la Cantimir și n-am știut, dar ne-au spus că e până la 10 n-o să fie. Și ce o să faceți în aceste condiții? Eu un taxi, dar trebuie să mă duc înapoi. Da, nu să mai gândesc la popor, să gândesc numai la buzunar. Nu le ajunge? Oare chiar nu le ajunge? 6 lei? 6. Wow! Eu 4 km merg pe jos și nu dau nici 3 lei. Dacă ei vor bani, las lei. Nouă pensia nu ne dă mai mult decât trebuie. Poate să le dai și 15. Eu nu le dau lor nicio capică. Nici 2 lei nu merită. Unii oameni nici nu știau motivul pentru care microbuzele nu circulă. Nu știu, în prima oară aud. O să întârzi la lecții, ce o să faci? Da, cred că. Dar ai fi de acord să dai 6 lei? Nu. Dar știți că ei astăzi nu circulă? Nu am știut. Nu circulă? Nu. Sunt în grevă. Prea scumpă să fie. Nu am știut. Ce o să faceți acum? Ce o să mergeți de jos? Totuși, deși anunțată cu surle și trâmbețe, greva nu a fost una generală. Unii șoferi de microbuze au ignorat apelul șefilor lor și au ieșit la linie. Între timp, edilul capitalei Ion Ceban a anunțat că primăria va rezilia contractele cu transportatorii care nu au ieșit azi la linie și a cerut tragerea la răspundere acestora. Potrivit lui Ceban, autoritățile locale ar putea revizui programul școlilor și grădinițelor dacă protestele vor continua. Care astăzi se fac de cap și nu respectă angajamentele contractuale, să fie investigate absolut toate acțiunile acestor domni în raport cu primăria municipiului Chișinău. Eu rog cel târziu mâine până seara, domnul Ceban, să ne dați versiunea juridică cum putem rezilia aceste contracte. Și le vom rezilia în orice circunstanță și o să mergeți în judecată și acolo ne vom clarifica cu aceste subiecte. Din cauza ședințelor de la primărie, responsabilii de acolo n-au putut să vină în platou, dar decizia deja a fost anunțată astăzi dimineață și cel mai important, deja primarul Ion Ceban spune, domnule Alexa, aici așteptăm replica de la dumneavoastră, că vor fi reziliate contractele tuturor celor care astăzi au organizat această grevă dimineață în Chișinău.
Deci, ce reacție se dau? Acțiunile primarului trebuie să curgă într-un câmp legal. Noi auzim de ceva timp că primarul face apel la noi să intrăm în câmp legal, dar vedem că primarul, prin aceste declarații, de fapt, el a depășit câmpul legal. Noi avem dreptul la protest și noi vom protesta ori de câte ori vom considera necesar și ori de câte ori drepturile noastre sunt încălcate. Deci protestele vor continua? Vor continua și vreau să vă spun, eu cred că fără ca celălalt domn Ceban la care s-a adresat primul domn Ceban, să facă un raport până ziua de mâine. Eu cred că dumnealui se va trezi zilele astea cu câteva rute pe care noi le vom sista complet și vom spune poftim contractele pe masă la dumneata. Da, dar de fapt știți că anume asta se urmărește. Ați văzut că și domnul Chicu spune că ne putem lepsi de microbuzele din Chișinău, microbuzele de rută. Posibil că se poate lepsi, domnul Chicu, posibil. Deci noi, dacă dumnealor consideră că noi nu avem ce căuta în Chișinău, noi de fapt răspunsul ăsta îl așteptăm. Că dacă vă amintiți în conferința de presă de săptămâna trecută, noi am întrebat, dacă municipalitatea are nevoie de noi, să ne spună de câți are nevoie, și în ce condiții ne vede ca să activăm. Dacă domnul Chicu spune că municipalitatea nu are nevoie de noi, noi tot răspundem că în acele condiții de 3 lei, fără subvenționarea similară cum o face la parcul urban de autobuze și parcul regie transport electric, noi plecăm singuri, nu trebuie să ne alungem. Calculele astea încă nu au fost explicate suficient de bine, că nici telespectatorii probabil n-au intrat în esența asta, dar vreau să revenim la chestiunea pe care o anunță primarul capitalei, domnul Alexa. Deci el decide să rupă contractele cu administratorii de rute, cu toți cei care au protestat, de altfel nu toți au protestat, în fine, acum o să discutăm și despre asta, și totodată, atenție, vă trage la răspundere penală. Asta înseamnă dosar, de exemplu, pe numele dumneavoastră. Bine, persecuții de ordin penale eu am mai avut. Au fost ceva mai groaznici ca domnul Ceban, inclusiv și averea mea au verificat-o și m-au trecut prin dosare penale. Nu este domnul Ceban persoana care mă poate speria cu dosare penale. Bun, dar ne întoarcem dosare, de exemplu, faptul, ar putea să fie nu și... Nu o să mă miri faptul că s-ar putea porni dosare penale. Mm-hmm, da. O să ajungem la... Bine, o să ajungem... Nu vreau, credeți-mă, nu m-a speriat cu nimic. Eu am dreptul la protest, ca și colegii mei, și eu vă protesta. Iar cei care îngrădesc dreptul la protest, cei trebuie trași la răspundere penală. Domnule Alexa, conform contractului, de exemplu, administratorii de rute ar trebui să presteze serviciul evident de transportare a călătorilor. Evident. Este principiul de bază activității iată, acestora. Aici vă răspund simplu. Deci, conform contractului, da, se face trimitere la normele de reglementare a activității de transport. Da. Apropo, eu pe ruta 108 nici nu am contract cu primărie, dar nu import. I-am spus că cadonez contractul acela, care nici nu l-am, dar decizia Consiliului Municipal Chișinău spune, din 2006 apropo, că odată în an Consiliul trebuie să revizuiască tariful. Nu înseamnă să-l majoreze. Și atunci eu îi spun domnului primar general să citească normele regulatorii aprobate de Consiliul Municipal pe care dumnealui trebuie să le respecte și în măsura în care vei respecta drepturile noastre, în aceeași măsură va putea cere de la noi respectarea obligațiunilor. Noi vreau să concretizez mesajul nostru. Noi am spus clar, banii în buget sunt, pentru că rețelele de transport electric și parcuri urban de autobuze astăzi încasează sume inflate care nu sunt justificate prin calcule. Ei astăzi încasează mai mult ca companiile de transport care circulă pe rute interurbane, dacă luăm la calculul kilometru autovehicul. Aveți cifre exemplu? Exemplu am și am dat la conferința de presă. Eu pe lângă faptul că operez rute municipale, mai operez și rute interurbane. Astăzi noi avem tariful de 60 de bani, acel tarif care mult presa l-a discutat și pe asta, da? Deci eu cu un autobuz de 40 de locuri, care este similar parametrilor, dimensiunilor trolebuselor domnului Ceban, da? Dacă îl încarc 100%, pot încasa pe kilometru 24 de lei. Noi calcule, Ministerul Economiei are că noi astăzi maxim pe kilometru de autobuz la rutele cele bune încăsăm 12 lei de kilometru. Deci noi încăsăm și 10 lei de kilometru și 9 lei și 11 lei. Acum spuneți, vă rog, cum troleibuzul care este procurat din bugetul municipal, care consumă nu motorină de 6-7 lei la kilometru, dar consumă energie electrică de 0,38 kW la kilometru, adică 1,50 lei de kilometru, cum acel troleibuz poate să ajungă la calculul ca Consiliul Municipal să-i plătească 23 de lei de kilometru? Iată,
chișinăuienii asta trebuie să audă. Și acum, când noi am cerut ajustarea tarifelor, noi am spus clar, bani sunt acolo, luați de acolo atâta cât se fură și doar jumătate din suma ce e suficientă să o îndreptați spre subvenționarea microbuselor și noi continuăm cu 3 lei. Și am mai spus și am adăugat, dacă la cei 70 de milioane, dar ei pot sta de acolo vreo 180 și mai mult din parcul urban de atunci, deci eu vorbesc din acel 361 de milioane, suma cel puțin este dublată, ei nu merită banii ăștia și nu, niciun calcul nu poate justifica. Deci dacă din acel 361, el 180, le taie 70 ne dă, noi lucrăm cu 3 lei. Dar dacă nu 70 ne dă, dar ne dă 100 de milioane la toate milioane, noi pensionarii școlari îi ducem gratis. Așa cum duce troleibuzul și autobuz. Acum, doamnul Ceban trebuie să iasă în fața lumii și să spună de ce el apără calculele la regie transportului. Dar nu vorbește de calcule, vorbește de oameni și îi apără pe oameni. Cel puțin asta înțelegem, că au întârziat foarte mulți alții da, din cauza că nu au avut transport să ajungă la școală, suferit, la licee, copiii, suferit, la serviciu. Noi transportatori, mai mult decât să anunțăm oamenii că ieșim în grevă, nu am altă. Da, de altfel puteți fi de acord aici și o să acceptați expresia simplă. Ați provocat astăzi un haos în Chișinău din cauza că nu au ieșit ceva. De ce Ceban? Pentru că administratorii de rute au protestat. Atunci când noi vineri am anunțat că ieșim în presă, deoarece executivul primăriei nu dorește să discute cu noi, lui Ceban era suficient să dea un telefon și spune eu vă aștept luni la discuție. Deci autoritățile prin discutarea cu dumneavoastră puteau să evite haosul de astăzi evident, în Chișinău. Uitați, noi depunem în ianuarie un demers. Ajustați tariful, fiindcă aveți metodologia voastră și aveți decizia. Voi nu respect. Ei ne dau răspuns, direcție transport. Primărie până acum nu dă răspuns, Ceban spune că eu nu văd, n-am văzut demersul. Nu, chestiuni de este. Direcția transport ne dă răspuns. Până nu prezentați calculele, nu putem ce discuta. Noi prezentăm calculele și ei iară nu discută. Da? Păi ce mai vrem? Cât să mai așteptăm? Nu ei, în mod normal, trebuie dialog. Să ne pui la masă. Exact. Nu se poartă dialog, domnul Beresteanu. Constructiv, să vorbim punctual despre tot ce trebuia să se facă până astăzi dimineață, astfel încât să nu fie periclitat transportul public. Ce trebuia să se facă? Situația în transportul de călători în municipiul Chișinău e agravată nu de acum, dar de la începutul activității undeva de 30 de ani. Permanent nu au găsit dialog, nu s-a făcut dialog între transportatori și conducerea primăriilor. Așa a fost și cu 10 ani urmă, așa a fost și cu 20 de ani urmă. Lipsa de dialog și fiecare își arată că unul mai mare și altul mai tare ajunge până la aceea că suferă populația. Dar la ziua de azi, populația trebuie să înțeleagă că întrebarea e pusă nu de ce că îi plătească mai mult de 3 lei, dar este pusă întrebarea între ce că aceste companii să primească alocații din bugetul municipal. Astfel cum primesc așa fel de alocații și celelalte transporturi. Dar o paranteză electric vreau să faceți dumneavoastră, pentru ca să înțeleagă și telespectatorii, pentru că e vorba totuși de o anumită afacere, da? Acest transport, microbuze de rută sau autobuze, cum spuneați dumneavoastră, de mică capacitate. Și atunci cum? Decad din zona afacerilor în sfera serviciilor municipale? Dacă e vorba de bani da, din municipalitate? Într-adevăr, asta e o afacere. Dar orice afacere, atunci când municipiul nu are destule unități de transport ca să asigure transportarea tuturor călătorilor, intervine la transportatorii privați. Deci ei trebuie să găsească limbă comună într-așa fel că să nu suferi populația și tot timpul să conlucreze. Conlucrarea aceasta i-a dus lipsă permanent și duce lipsă și în ziua de azi. Deci, unul, dialog trebuia, dialog spuneți permanent. Dumneavoastră, inclusiv suport financiar pentru anumite rute sau pentru toate? Pentru că, vedeți, sunt unele supraprofit care se bucură de un profit destul de măricel de pe seama oamenilor, chiar și cu acest tarif nedublat. Da, transportatorii așa prevăd ca să fie alocație, pentru ca să nu se majoreze tarifele din partea populației, să nu plătească mai mult de 3 lei. Dar totodată, uitați-vă că spune și asta e interesant, totodată trebuie și copiii, elevii și pensionarii să fie transportați gratis.
Iată, aici este un lucru foarte pozitiv. E o propunere care a venit de altfel oportun și cred că s-ar bucura toți. Și nu e spusă de un politician, dar de un responsabil din sfera aceasta afacerilor administratorilor de rute. Și e o bună propunere despre care merită să fie discutat cu autoritățile municipale. Deci elevii, pensionarii să fie transportați gratuit, în condițiile în care și municipalitatea sare în ajutor în cazul anumitor administratori de rută, da? Așa da, înțelegem. Evident. Ziceți dumneavoastră, suport financiar există. Surse există. Da. Da. Voință politică nu există. Supărările astea care le vedem noi, eu înțeleg foarte bine, ele sunt provocate nu atât de cerința noastră de ajustare tarifului, cât de riscul ca subvenționarea la regie transport electric și la parc urban să fie micșorat. Asta foarte... Eu înțeleg că pe multă lume aceasta deranjează. Probabil, iată, dacă noi o să avansăm cu mesajele astea doar de la ședințele operative și de prin Facebook, noi o să ajungem să numim și familii și o să ajungem să numim și acele discuții care le-am avut noi. Puteți să numiți și acum în studio. Acum nu. Deci eu da, sper... Da, pentru că asta o să fie ca argument foarte credeți-mă, clar și ajungem, nu speculație. O să ajungem, fiindcă imediat ce... Apropo, astăzi nu știu dacă ați citit consilieri. Unii consilieri municipali deja au reacționat și au spus că lor li se pare exagerată suma subvenționării parcului urban de autobuse. Acum revenim la întrebarea noastră da. Cu transportarea gratuită. Deci, ideea transportării gratuite de către noi, microbuzele a pensionarilor și școlarilor, o cunoaște și de executivul primăriei și unii consilieri municipali cu care noi toată săptămâna trecută, zi de zi, ne-am întâlnit cu ei. Și noi le spuneam, le puneam cifrele, da, cifrele în presă nu pot ajunge, știți, am anunțit, cine privește emisiunea nu asimilează cifrele, ei trebuie să stai. Noi am stat cu ei cu calcule, arătam, iată aici, ei făceau calculul lor, iar reveneam și arătam. Comparăm, eu firmă privată care procură autobuz și am dreptul să pun și amortizarea acolo și plus fondul de dezvoltare pentru cum am de gând să mai cumpăr un autobuz după ce acesta se uzează. Și cei care n-au dreptul, adică parcul urban și regie transportele, care nu pot pune amortizarea vehiculului și fondul de dezvoltare, ei pot pune doar cheltuieli operaționale, am comparat și mulți consilieri au înțeles că cifrele sunt exagerate. Și noi am spus, uitați-vă, voi o anumită sumă o tăieți de aici, ne dați nouă o parte... Ne vreți, ne mai dați o parte pentru a transporta gratuit și încă vouă vă mai rămâne din ceea ce îi fură. Da, apropo la transportul gratuit, vreau să vă întreb dacă există suficient transport pentru aceasta. Bine, mâine el nu o să apară. Dacă azi apare decizie subvenționare, mâine nu o să apară. Pentru criza în transport, apropo, ea este și în transportul celălalt a municipiului, nu doar a nostru privat, și criza de șoferi și de unități de transport, ele nu o să apară. De aceea, dacă primăria are o viziune clară, da? Prima etapă să ne spună în ce condiții dorești păstrarea acestor rute de microbus și dacă le dorești pe toate. A doua etapă, dacă dorești restabilirea unei rute de microbus așa cum o cer unele cartiere localatare din unele cartiere și din unele suburbii. Iar unde troleibuzele nu merg, nu ori merg și nu fac față, ori nu ajung acolo. Da? Și a treilea componentă, în ce măsură ei sunt gata să ne implici și pe noi în acest sistem unic de transportare a persoanelor cu facilități, adică gratuit, pensionari, școlari, veterani, polițiști și așa mai departe. Deci, care categorii ne le pun nouă în sarcină, care nu sau ne le pun pe toate. Și apropo, să vă răspund încă la niște întrebări care le-a dat domnul Ceban. El a pus așa condiții. Discutăm despre majorarea tarifului, iarăși a fugit de idee. Noi n-am spus majorare, am spus ajustarea și să uite în buget și ne dă de acolo să-l ajusteze. Nu majorarea tarifului din contul călătorului. Noi cerem ajustarea lui. Da, pentru noi înseamnă 6 lei de călător, numai că 3 lei luăm la călător și 3 de dincolo. Da, ați văzut reacțiile oamenilor în reportaj? Nu sunt gata să plătească 6 lei. Păi oamenii, sigur că... Oamenii nici nu trebuie să plătească. Oamenii gândesc de mărimea tarifului în dependență de nu cât el costă real tariful. Pentru că ducându-ne în Europa ne punem întrebare, oare chiar în Moldova poți păstăm 3 lei dacă acolo e 2 euro sau 1 euro jumate. Oamenii compară cu veniturile lor. Deci, la dânsii, de fapt, cerința asta se îndreaptă nu împotriva transportului, ci pentru a solicita majorări de salarii și pensii. Eu, ca transportator, nu am cum să-i ajut aici. Iată, noi am ieșit la protest, ei trebuie să iasă la protestul lor să-și ceară. Eu nu pot să cer pensii pentru dânsii ca ei să poată achita nou. Da. Însă noi am solicitat
primărie să achit pentru ei. Și primărie deja achită acolo prea mult la parc urban. Și ne achite nou. Și uitați ce a spus domnul Ceban primar. Eu nu o să merg la majorarea tarifului până când ei nu o să semneze contract de etichet electronic. Da. Păi vreau să vă spun, domnul Ceban, până de seară noi, toate companiile de microbus, suntem gata să semnăm acest contract. Ce înseamnă acest contract? Înseamnă că dumneavoastră ca pasager ați urcat în trolebus, ați luat biletul. Acolo este un sistem electronic care citește bilet. V-ați dat jos din trolebus, el încă o oră e valabil. V-ați urcat la noi în microbus și nu a achitat sumă suplimentară, dar îl puneți în același sistem, el îl citește. Iar există un operator central care vede toate biletele astea și ne repartizează banii în dependență de câți călători am dus. Pentru cine e pericol sistemul electronic? Banca Europeană de mult cere la primărie implementați sistemul electronic de chetare. Ce a făcut primăria? Ne-a exclus pe noi microbuzele ca să includă numai autobuzele și trolebuze. O să vă spun de ce. Cum intrăm noi în acest sistem, toate cheltuielile ies la suprafață. Oponenții sistemului de etichetare electronic sunt nu noi. Sunt cei din primărie la care nu trebuie să iasă la suprafață, pentru care nu trebuie să iasă la suprafață tot. Dați nume, pentru că de fiecare dată ne confundăm ajungem, cu niște ajungem, acuzații. O când conflict? O să ajungem, domnul Alexa? Pentru că se ajunge așa, jurnaliști de investigație. Faceți niște conspirații, că nu, iată, nu, o să dăm nume și pe când. Păi nu, niciodată nu spunem nimic concret că ne temem. Eu spun. Domnule Beresteanu, bun, acum viziunea primarului, vreau să o dezvoltăm și să o analizăm. În următoarele zile, din câte se înțelege de la domnul Ion Ceban și din declarațiile pe care le-a făcut, juridic, el cere deja, ați văzut, e posibil să fie reziliate contractele cu administratori de rută. Asta înseamnă automat că mai multe persoane din Chișinău, din diferite zone ale orașului, nu o să poată ajunge acolo unde le trebuie pentru că nu o să aibă transport. În ce situație ne pominim? Asta e una. Cum se rezolve municipalitatea toate lucrurile astea în regim de urgență? Ori, ca perspectivă, e adevărat, primarul Ion Ceban urmărește un plan de dezvoltare a transportului public prin procurare de noi autobuze și troleibuze. Dar la momentul de față, în regim de urgență, care sunt măsurile principale de luat? Rezilierea contractelor, asta nu înseamnă că azi s-au reziliat și deodată microbusele sau autobusele de acestea nu mai activează. Asta va fi ultima hotărâre a judecății, poate fi peste un an și peste 2 ani de zile. Uh-huh. Asta nu înseamnă că e urgent astăzi. La ziua de azi noi trebuie să acceptăm aceea că transportatorii au făcut această grevă, asta se face în toată Europa și în toată lumea. Asta e un semnal de ce trebuie de așezat la masă și de găsit un numitor comun de a rezolva întrebarea dată. Nicicum nu trebuie să suferi cetățenii. Am un referitor la bugetul care se repartizează. Noi știm bugetul municipal. Este un buget foarte, foarte mic. Lumea nici nu-și dă seama cât e de puțin aceasta la o persoană. E foarte puțin. Aici 4 miliarde și 300 de milioane. Vorbiți de cifra totală. Cifra totală. Da. Nu ne întoarcem din cifra totală, reiese câți bani se duc la transport. 48 de milioane. Asta e o cifră foarte mizerabilă. Și de aici, la cel în transport se repartizează bani, la acesta transport nu se repartizează. Dacă nu se repartizează, îi trebuie să demonstreze de ce nu se repartizează. Dacă nu au nevoie de ei, înseamnă că se preîntâmpini conform legislației. Iată, peste un an, noi nu mai avem nevoie de serviciile dumneavoastră. Ca ei să-și dea seama mai departe ce trebuie să facă, să aducă alte unități de transport, ori să le vândă pe este, ori ceva, pentru că așa se face normal, se preîntâmpină și așa mai departe. Ceea ce a fost azi, sigur că e neplăcut, dar nu e ieșit din toate practicile, în toate dar țările astea. De principiu, iată, analizând structural fiecare din declarațiile făcute, că au fost mai multe de către primarul Ion Ceban, se poate lipsi Chișinăul de microbuze? Microbuze de rută. La ziua de azi nu se poate. Legal nu se poate. Nu doar asta. Nu vorbim de legalitate. Nu neapărat de legalitate. Haideți să ne uităm necesitatea populației, nu cei ce au... Nu. Da. Vorbim în primul rând dacă au nevoie oamenii sau nu de acele microbuze. Oamenii au nevoie de aceste unități de transport încă mult timp, până când nu s-o aduce încă vreo 300 de unități de transport mari. Atunci încă poate să mai...
Și aici, s-a mai soluționat întrebarea. Dar totuși sunt unele localități unde noi să trimiți un autobuz de 40 de locuri, dar sigur că să trebuiască să ducă unul de 20. Ca măsură radicală, iarăși, vedeți, propune primarul Ion Ceban în felul următor: să schimbăm chiar și regimul de lucru și de lecții al copiilor în Chișinău și să înceapă un pic mai târziu, începând cu săptămâna viitoare chiar. Nu este normal. Este sistema creată deja pentru toată lumea, din mulți ani, de zeci de ani, așa lumea știe că la jumătate la 8 încep, la jumătate la 9 se încep lecțiile, înseamnă că la ora asta. Dacă îi se încerca muia tot sistemul să-l strici, apoi să fie mai mult, mai multă gălăgie decât da, da, se funcție. Vor descurca locuitorii Chișinăului să ajungă la timp acolo unde le trebuie, că până la urmă tot la oameni ajungem și la confortul pe care îl merită. Problema nu se va soluționa. Cum nu schimba noi, nu se va soluționa până când nu va fi dialog să găsească un numitor comun. Care și unde și spate de ce dat? În folosul călătorului. Eu vă propun puțin atâneoasă, dacă puteți să vă expuneți o leacă în alte aspecte. Dacă pe noi ne înlocuiesc, cum ați spus dumneavoastră, 300 de alte unități de transport, haideți să ne imaginăm cum credeți dumneavoastră care o să fie subvenționare pentru acele 300 de unități de transport în raport cu subvenționarea care o cerem noi pentru acești 700 care da, sunt. Sigur că... Și atunci pe domnul Ceban trebuie să-l întrebăm totuși de ce apără acest sistem netransparent de subvenționare. Pentru că în cazul ăsta devine clar. Acele 300 de unități trebuie cumpărate. Ele nu o să ajungă în toate cartierele. Unii fizic nu pot ajunge și unii nu-i flux mare de călători. Pentru asta autobuze. Nu neapărat trolebuze, pentru... domnul Alexa. Nu, autobuze. Da? Exact, dar ele nu o să ajungă în cartierele unde străzile sunt guste. Nu o să ajungă așa ceva. Nu? Ele oricum o să prescurteze scurte, rutile și unele cartiere o să fie nevoiți să meargă pe jos un kilometru, 500, 700 până ajung la prima stație. Dacă o să comparăm ce ar putea cheltui bugetul în cazul ăsta și în cazul cu noi, deci e evident că domnul Ceban ar trebui să aibă explicații. De ce? Eu mai mult bănuiesc că reacțiile de azi au fost reacții așa de tipul, nu, noi le-am avut și în perioade mai trecute, de tipul de a ne înfricoșa, da? De a ne speria cu contractele. Apropo, contractele este majoritatea deja expirate, el nici nu prea are ce rezilia, iar codul transport rutier prevede clar cum se retrage autorizația. Acum nu există o altă cale de a pierde dreptul de a deservi o rută decât prin retragere autorizației, așa cum o prevede legea, nu cum o inventează el la o ședință operativă. Dar eu vă spun, eu cred că ca reacție la aceste declarații năstrușnice a primarului, în zilele următoare ar putea dumnealui să trezească cu surpriza că noi, transportatorii, ieșim în față și spunem, iată, noi deja de azi îți cădonăm contractele pe următoarele rute și dăm rute. Și acele vor fi sistate total deja, nu pe 4 ore. Și o să spunem, iată, când ieși în public tot așa la ședință operativă și spui că ai nevoie de noi ca să restabilim aceste rute, am putea să le restabilim. Dacă vrei să mergem mai departe, o să mergem și cu celelalte rute. Pentru că vă spun, a ne da din dege deja nu este cazul. El poate să dea din dege doar la 4 rute azi de microbus care sunt suprarentabile și care, de fapt, suprarentabilitatea aceasta și-o datorează datorită corupției din sistemul transportului. Apropo, da? Nu toți au ieșit astăzi în grevă, în rest, și aici chiar vreau să, da, să ne explicați în rest, de ce. În rest, nu ne poate da din dege, fiindcă noi spunem nu lucrăm noi cu 3 lei, iată, nu mă sperie că mi-ai munca aceasta pentru că eu deja nu mai pot eu să o prestez. Nu este rentabil. 2 minute au rămas să ne explicați de ce v-ați divizat. 200 n-au ieșit astăzi la protest. Da, cam așa și, e. Da, și s-a întâmplat așa că totuși au circulat unele microbuze în anumite sectoare, de exemplu de la Buiucani, 103, da. 121, 174 au circulat. Asta a fost alegerea lor, dar iată eu o să vă dau atenție doar la una din rute, 103. Există interdicție așa azi legală în sens de la nivelul autorităților publice locale de a amplasa traseul microbuzilor pe Ștefan cel Mare. Ruta 103, necătând la această interdicție, ea circulă tot Ștefan cel Mare. Noi am spus la direcția de transport, fără corupție, așa decizie, așa ceva noi. Apropo, decizii de a trece pe Ștefan cel Mare noi. Este decizia că în perioada reparației 31 august, ei trec pe București. Și eu dau exemplu, când 108, care eu o deserveam, pe porțiunile noastre erau reparații, nu ni se dădea maxim un cartier să ne abatem și apoi revenim, da? Lor li s-a dat
31 august, doar nu de la început până la urmă. Deci 103 este rută protejată de către cineva. Este, deci asta e una din rute care, dacă ajungem la subvenționare, deci da. Ruta 103, 174, 121, posibil 101, nu au ce pretinde la subvenționare, fiindcă ei azi din acești 3 lei trăiesc bine. Din păcate, trebuie să încheiem. Am comentat deciziile la moment luate de primăria Chișinău și de primarul Ion Ceban anunțate astăzi dimineață. Așadar, se mai anunță proteste și nu se exclude inclusiv ca iarăși câteva sute de transportatori de micropuzele de rută să mai iasă la proteste. Nu se tem de rezilierea contractelor, nu cer neapărat dublarea tarifelor, dar acordarea finanțelor din baza subvenționărilor. Asta înțelegem la momentul actual că se întâmplă. Constantin Beresteanu și Oleg Alex au fost invitații mei în platou. Nu pierdeți mai departe știrile la fix la ora 13. Numai bine, rămâneți pe Publica!